Ovidiu Ioanițoaia era la Balcic într-un restaurant unde voia să vadă meciul naționalei de fotbal când a suferit accidentul vascular. Mâna stângă, în care avem niște cireșe, a început să nu mai funcționeze. Celebrul jurnalist sportiv în vârstă de 77 de ani a trecut printr-un infarct în urmă cu 10 ani, dar tensiunea și analizele erau bune și a dat seama că de data aceasta e AVC, așa că a plecat imediat cu soția la spitalul din Constanța. Ea este remisă, să zic așa, în proporții de 95%. Se pare că e un AVC minor. L-am făcut poate că pe un fond de oboseală. Îi pun în alertă pe alții și să fie foarte atenți, pentru că în cazul de astea, rapiditatea intervenției este de regulă decisivă. Tratamentul rapid l-a salvat și pe Adrian. Avea doar 25 de ani când a făcut un AVC. A scăpat fără sechele, fiindcă medicii de la Spitalul Universitar din Capitală i-au scos la timp cheacul de sânge de la cap. Am strigat la prieteni și imediat, în două minute, s-a sunat la serviciile de ambulanță. Cred că a durat 2 ore de când a debutat AVC-ul până am trecut prin intervenții. Momentul în care se poate interveni pentru tromboliză este la maxim 4,5 ore de la debut și 6 ore pentru trombectomie. Și dacă omul vine după acest interval, sigur, nu se mai poate interveni. În România, cei care suferă un AVC pierd în medie 3 ore până sună la 112 și apoi aproximativ 80 de minute până ajung la spital. Cei mai mulți nu recunosc simptomele. Asimetrie bruscă a feței, scăderea forței musculare cu slăbiciunea unui braț sau unui picior, tulburare de vorbire sau tulburare de coordonare a membrelor, a căror recunoaștere imediată este deosebit de importantă pentru salvarea vieții. O oră fără tratament înseamnă o pierdere echivalentă cu 3,6 ani din viață. Dacă omul este tratat la timp, afectarea cerebrală este redusă și pot fi oprite sechelele grave sau chiar decesul. La fiecare 6 secunde, o persoană moare din cauza unui accident vascular cerebral la nivel mondial. În fiecare an, aproape 70.000 de români suferă un accident vascular cerebral. Putem preveni AVC-ul dacă ținem sub control hipertensiunea arterială, dacă scăpăm de kilogramele în plus și ne hrănim sănătos, facem mișcare, renunțăm la fumat și mergem periodic la controle medicale.